Jos pălăria pentru femei și dați femei ce este al ei. La mulți ani femeilor de pretutindeni, la mulți ani doamnelor care intrați aici pe canal și vă distrați dimineață de dimineață, de luni până vineri, la mulți ani să fiți fericite, să fiți împlinite, să primiți flori, aprecieri, afecțiune, tandrețe și ce mai important, nu numai azi, ci și în tot restul anului. La mulți ani, dragi domni, fiți domni, așa cum se spune, aveți grijă de consoartele voastre, de mamele voastre și de ce nu, de soacre. Că tot o femeie ne-a adus și pe noi pe lume și pe soțiile noastre. Urări, bucurie, fericire, răsălie pe chipuri vreau să văd astăzi, chiar dacă purtăm mască. Vedeți, nu ne lasă păcătosul ăsta de guvid. Timișu a intrat în scenariu roșu, Timișoara în carantină. Azi în Timișoara, mâine cine știe. Bucureștiu și el a devenit roșu. Baronii de la PSD se bucură, se colorează harta în roșu. Nu vă bucurați pentru că Adrian Năstase a spus PSD-ul este un partid în hibernare, în loc să facă o poziție serioasă, se mulțumește cu statul în hibernare. Și știe el ce zice domnul Imbri zice să apropie 15 martie, ce să... Peste o săptămână e 15 martie, domnul Imbri spune că în 15 martie vom atinge acel vârf de care ne este teamă. Apoi tot cu teamă să trăim și anul ăsta, acum când începe primăvara, când ar trebui să ne dea drumul, noi să ne temem de vârfuri. Am mai trecut noi și alte vârfuri. Masca da, se recomandă să fie purtată, că ați văzut polițiștii aia care n-au purtat mască, le-a fost atras atenția de către niște tineri. Aha, voi ne atrageți atenția că nu purtă mască, pac în dubă, pac la secție și o bătaie frumoasă. Totuși, după 30 de ani de la căderea comunismului, nu credeam să mai aud cuvântul ăsta în opinia publică. Polițiștii torționari. Ne săturasem noi de turnători, de dosare, de torționari. Și acum iară revine cuvântul ăsta. Nu știu. Ziceam noi când cântam în piața universității, noi nu vrem neocomunism, nici neolibertate. Da? Neo. Toate s-au ajuns iară la neo, adică nu-i chiar ca înainte, dar tot la forma asta. Comunism 2.0, vrând nevrând, uitați-vă, din America până în Europa ce se întâmplă. Da, e o zi prea frumoasă ca să... Nu-i așa? Cine și-a ales baba astăzi să fie fericit. Mâine, 9-a-3-a, mucenicii, avem zile frumoase, zile plăcute. Te gândești că astăzi, dacă eram în condiții normale, scoteam femeia din viața noastră undeva, la restaurant, la film. Dar mai poți? Mai poți cu scenariile astea colorate în roșu? Cafeaua este de la Marcel. A venit pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Îți mulțumesc tare mult, Marcel. Restaurantele închise, apoi s-o duci într-un iglu de ăla, undeva pe o terasă, să dâmbâi de frig, să mai facă și un guturai? Nu. La film și cinemaurile sunt cam închise. Sau, mă rog, funcționează pe avarie. Dar la ce film s-o duci? Acum, Radu Jude, tânărul nostru regizor, a luat un mare premiu, Leu de Aur, la Berlinală, pentru un film cu titlu. Bă, eu am testat și m-am gândit ce vrea să zic autorul. Ce titlu zice? Babardeală cu bucluc sau porno balamuc? Pe lângă că e lung titlu, îți cam dai seama despre ce-i vorba din el. Mă rog, e o alegorie. Tot despre feminin și feminitate și rolul femeii în societate e scenariu. Porno balamuc sau babardeală cu bucluc. Da. Ce să zic? Păi dacă titlurile bune de filme erau luate, Nașul era luat, s-a făcut un Nașul, chiar Nașul 2, Nașul 3, Rambo, adică titluri de astea de impact, Rocky, noi băgăm la titluri de astea. Numai să citești titlul. Titlul ocupă tot afișul. A luat Ursul de Aur. În memoria urșilor noștri săraci care sunt chinuiți prin pădurile patriei. Urșii noștri curioși, da? Ursul Țiriac, ce a zis domnul Țiriac? Mă retrag de la conducerea Federației de Tenis. 81 de ani și se retrage învins. Trebuia să primească ceva milioane de la stat, de la guvern. Federația de Tenis n-a primit și el se retrage învins. Dar pe la câte miliarde are, să vedea acolo 1.000.000, 2.000.000, dacă le scotea el din jef și le punea pe masă, poftim, dezvoltați tenisul românesc. Oricum a făcut și el multe pentru tenisul românesc. A adus-o odată pe Simona Halep cu avionul de la nu știu ce concurs.
acum revendică arenele de la Progresul, deci a făcut omul. Dacă n-a făcut, a deschis niște procese, da? Mă rog. Țiriac, domnul Țiriac. Dar de ce să ne abatem noi atenția la problemele astea din sport, din politică? Oricum nu le putem rezolva aici. Mai bine să aducem un frumos omagiu femeilor din viața noastră, mamelor, soțiilor, soacrelor. Să ne purtăm frumos astăzi, că mâine, din alea 44 de pahare pe care trebuie să le bem de sfinți, trebuie să le bem de sfinții mucenici, că dacă nu, se întâmplă numai rele. Deci tradiția e tradiție, trebuie respectată. Păi dacă și în alte zile de sărbătoare, dacă nu spălăm, nu coasem, nu călcăm, ați văzut ce bine ne merge restul anului, deci mâine 44 de pahare. Dacă suntem azi atenți, venim cu o floare, venim cu un buchet, cu un cadou, mâine poate nu ne numără toate paharele. Că și aici e o chestie, știi, că dacă le numeri tu, bei 50, dacă ți le numără soacra, bei 5 și ea zice că deja ai băut 40. Depinde și paharul cât e de mare și ce punem în el. Vin, să zice că se pune vin. Acum, vorba aia, să nu fie gol paharul. Și nici ceașca de cafea. buymeacoffee.com/nicubendea. Marcel a făcut donația, să fie în bafta lui. Da. Acum sunt tot felul de studii cu despre rolul femeii în societate, despre poziția femeii, despre feminism, despre drepturi mai puține la femei, ci că o femeie câștigă în medie cu 15% mai puțin decât un bărbat. Deci, pe orice post ar activa, o femeie câștigă cu 15% mai puțin decât un bărbat. Ei, treaba asta se echilibrează când se merge la shopping, când bărbatul oferă generos cardul doamnei de lângă el și atunci lucrurile se mai echilibrează. Uite, și un record trist, zic eu. Depinde cum îl privești, dar e trist. Am ajuns să avem în România, în Vaslui, cea mai tânără bunică din lume. La 23 de ani, o tânără este bunică, a născut la 12 ani și fiica ei, deși zicea în interviu această doamnă, zice, n-am dorit ca fiica mea să nască așa de devreme ca și mine. Și totuși fiica s-a născut la 11 ani, că așa e tradiția la... Vă dați seama cam în ce castă se întâmplă lucrurile astea. Eu totuși te gândești la 12 ani când ești încă în mijlocul copilăriei, te joci cu păpuși sau ți-ai dori să mergi afară, să te joci cu colegele, cu prietenii, cu așa, trebuie să stai să-ți vezi de copil. Și aici iarăși se repune în discuție, are rost sau nu are rost educația sexuală să fie făcută în școli? Cei 7 ani de acasă la ce mai folosesc sau îi folosim noi cum știm? Totuși în România ori prea grăbim lucrurile, ori le facem prea târziu, ori nu le facem deloc. Dar să încheiem într-un ton optimist, într-un ton pozitiv, că suntem la început de primăvară, să mai facem o urare femeilor care ne înconjoară. Trebuie să le cunoaștem. Universul, pământul, se învârtesc în jurul ideii de feminitate. Nu poți asocia frumosul din lume fără femeie. N-ai cu ce la asocia. De la femeie pornesc toate relațiile astea, relaționările astea. Așa că să ne bucurăm că avem pe cineva drag în preajmă și doamnele să fie fericite, bucuroase, femeile, mamele care gravitează în jurul nostru, să ne bucurăm de această zi specială, să privim cu optimism înainte și să încercăm să vedem mai departe de ziua de poimâine. Că noi bărbații nu o să vedem prea multe în ziua de mâine, pentru că noi așa cele 44 de pahare ne vor ține un pic pe loc, dar despre Sfinții Mucenici o să vorbim mâine. Ce frumoasă alăturare! Ziua Femeii pe 8, Mucenicii, martirii, niște martiri suntem și noi bărbații, dar despre asta mâine. Ce frumoasă alăturare în calendar, 8 și 9 martie. Vă doresc tot binele din lume, tot frumosul din lume, să fiți fericite, să fiți împlinite ca femei, să fiți bucuroase alături de copii, alături de soți, alături de cei dragi. Să nu vă lăsați niciodată bătute și ori bătute, nici la propriu, nici la figurat, să nu vă dați mai degrabă bătute. Mergem înainte, viața e frumoasă. Noi nu apăream pe lume dacă nu ne dădea viață o femeie. Și asta e cel mai important lucru pe care să-l rețineți. Noi ne stătuim, facem și noi ce putem. Vorba lui tata, dacă nu vă putem face bine, măcar rău să nu vă facem. Să vă lăsăm în voia voastră, că oricum voi știți mai bine și știți dinainte ce trebuie să se întâmple. Că aveți simțul și spiritul ăsta. Noi, bărbații,
mai mângim cerul cu stele, mai cârpim marea cu valori. Iubire, sănătate și zâmbete!